Europarlamentarul Iuliu Winkler a declarat astăzi într-o conferință de presă susținută la DEVA că țara noastră trebuie să fie extrem de activă în cele două grupuri de state membre care s-au format la nivelul Uniunii Europene în privința folosirii pe mai departe a energiei nucleare și a gazului natural ca gaz de tranziție. El a mai precizat că România trebuie să fie extrem de activă în grupul condus de Franța, care susține continuarea folosirii energiei nucleare, dar și în cel condus de Germania, care dorește utilizarea gazului natural ca și combustibil de tranziție încă 25-30 de ani. La baza reușitei realizării unei tranziții sustenabile în România trebuie să fie educația, iar județul Hunedoara este avantajat din punct de vedere al pregătirii viitorilor specialiști care să poată asigura acum, dar și în viitor, tranziția spre poluare zero până în 2050. Eu cred că educația, învățământul au un rol foarte important în acest domeniu. Noi, pentru a îndeplini tranziția, pentru a îndeplini proiectele din PNRR, pentru a putea să folosim toate resursele extrem de importante de care România pe care România le deține în deceniul curent, avem nevoie de ingineri, avem nevoie de specialiști, avem nevoie de energeticieni, de ingineri constructori, de specialiști în domeniul bateriilor, al resurselor regenerabile și așa mai departe. Așa că eu cred că Hunedoara are ca județ un sau două avantaje foarte importante, iar ele se numesc Facultatea de Inginerie din Hunedoara și Universitatea din Petroșani, ambele universități tehnice, ambele cu un trecut care le recomandă ca și centre universitare și ambele, din punctul meu de vedere, cu un viitor extrem de important, pentru că ele vor putea, împreună cu mediul de afaceri și în colaborare cu mediul de afaceri, să educe ingineri, să creeze specialiști în domeniile tehnice, fără de care tranziția noastră către sustenabilitate nu va fi posibilă.